Sebi de pe canalul Sebi Toys și astăzi vă voi prezenta un set care sunt foarte, foarte bucuros să îl am. Setul conține 10 personaje care sunt Hagrid, Nick cel decapitat un pic, Profesorul Quirrell, Profesora McGonagall, Albus Dumbledore, Draco Malfoy, Susan Boat, Hermione Granger, Harry Potter și Ron Weasley. Setul are codul 75954 și sunt foarte, foarte, foarte fericit că l-am. Wow! Deci, acest set conține sala mare, oglinda din filmul 1, o barcă și Vasiliscul. Și mă bucur foarte mult că l-am, nu știu de ce zic de atât de multe ori. Acest set plus castelul mai mic fac un castel foarte mare, wow! De-abia aștept să văd cum arată. Și da, aici este sala mare, o parte dintr-un film în care pălăria de selecții îi selectează copii în cele patru case. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw. Avem steagurile care le putem pune aici în sala mare și le vom putea întoarce ca să se vadă alt steag. La oglindă avem mai multe imagini, 4 imagini și aici vin toți elevii de la Gryffindor, cam din setul ăsta, la școală. Aici, dintr-un zid, se fac scările. Se fac niște scări. Aici este pălăria de selecție. Aici este pălăria de selecție, care stă acolo și... cam așa. În sala mare avem bănci. Și hai să începem. Vom deschide cutia. Setul are punga 1, punga 2, punga 3, punga 4, punga 5 și punga 6. Și mai sunt două plăci pătrate. Așa. O placă lungă, tot gri ca și celelalte, și instrucțiunile. Deci, vom începe ca întotdeauna. Întâi desfacem instrucțiunile, care sunt prinse aici, într-o pungă. Nu știu de ce a trebuit să le pun într-o pungă, dar am reușit. Wow, dar sunt foarte groase instrucțiunile! Uite ce groase sunt! Super tare! Avem activiendele și hai să vedem ce conține această pungă, care este punga 1. Deci punga 1 conține 4 personaje, 2 păsări, pălăria de selecție, o barcă, o barcă, Vasiliscul,
și oglinda. Deci, da. Foarte tare. Mi-am aranjat deja piesele pe culori. Îl fac la fiecare set. Și am făcut deja figurinele, adică pe Harry, pe Dumbledore, pe Hermione și pe Draco Malfoy. Și hai să continuăm. Făcut Vasiliscul, care poate închide gura și să o deschidă. L-am făcut pe Harry și pe Malfoy, care au același tip de baghetă și baghetele se deschid foarte ușor din suportul lor. Mai este acea barcă cu un fel de lumină. Mai este oglinda, unde poți să pui mai multe poze. Pe cealaltă parte este Dumbledore. Aici este Ron și profesorul Quirrell. Avem și pălăria de selecție. Avem o buvniță și o pasăre. Și cam gata punga 1. Și mai avem și Hermione și Dumbledore, de fapt, care au la fel tot același tip de baghetă. Și la ei se deschide mai ușor. Punga 2 și punga 3 fac o parte din sala mare. Wow, nu știu de ce sunt așa mici pungile, dar totuși. O să vedem în continuare. Thank you.
Ce e interesant la aceste personaje este că au două capete și cele mai multe sunt speriate sau triste. Speriate sau triste și vesele. Ca și la Susan Bones. Veselă și tristă. Ca și la profesora McGonagall. Veselă și înfuriată. Și mai ales la profesorul Quirrell, este vesel și are pe spate fața lui Voldemort. Și nici cel decapitat un pic este supărat și vesel. Și în continuare în punga 4, continuăm în sala mare. În punga 5 facem cările și în punga 6 facem turnul de la castel. Acum, în punga 4 îl avem pe Hagrid, pe Susan Bones și pe profesora McGonagall. În punga 5 îl avem pe Ron Weasley și pe profesorul Quirrell. Și în punga 6 îl avem pe Nick cel decapitat un pic.